O zi de fericire. Azi îmi dea până amintiri. Oare am putea trăi fără ele? Ascult în surdină muzică romantică. Tot ce este romantic mă definește, mă caracterizează. Mereu am visat la o iubire supremă, la o iubire mai presus de tot ce este pământesc. Știu că există. Eu am cunoscut acest fel de iubire. În urmă cu ceva timp, mă întrebam, oare există? Sau este doar închipuirea unora? Pot spune cu certitudine că acest tip de iubire există cu adevărat. Cum ne dăm seama? Cred că fiecare dintre noi o simte diferit. Eu am simțit atunci când o voce recita o poezie. M-a fermecat. Mi-a străpuns inima. Fiecare părticică a corpului meu, fiecare por absorbea acea voce. Toată intensitatea ei s-a strâns în sufletul meu. Și nu o cunoșteam, doar o auzeam. Din acel moment, am știut că va fi acea dragoste mult visată. Două flăcări gemene, o iubire care nu o poți întâlni decât o singură dată în viață. Se poate iubi în mai multe feluri, însă atunci când iubești cu sufletul, el nu-ți mai aparține. Îl dăruiești persoane iubite. Trăiești doar ca să o faci fericită. Nu poate exista nimic altceva care să poată înlocui această dragoste. Trăiești, vibrezi, respiri acea iubire care, de cele mai multe ori, nici cel mai bun orator nu o poate descrie. Este imposibil. Să simți inima și sufletul persoanei iubite este ca și cum ar fi una cu el însuși. Îi simți durerea, neliniștea, bucuria, pasiunea, dorința, temerile, problemele cu care se confruntă. De ce? Pentru că ești însuși sufletul său. O conexiune care nu se poate explica. Zi și noapte, în orice moment îți vine în minte persoana aceea. Inima bate cu putere. Energia care te pătrunde te acaparează cu totul. Simți cum intră prin capul tău, străbate fiecare părticică din tine și se scurge pe pământ. Aștepți cu minte într-un colțișor al planetei ca ceva să se întâmple pentru a cunoaște acea persoană, fiindcă o simți lângă tine, chiar dacă este departe. Doar te rogi ca Dumnezeu să facă un miracol. Oferi atâtea sentimente pure, cristaline, iubire necondiționată, loialitate, fidelitate. De ce? Fiindcă iubești cu sufletul acea persoană, cu tot ce îl reprezintă și fără prejudecăți, distanță, defecte, obstacole, doar iubești. Lacrimi de durere, dar în același timp de fericire, îmi curg și roaie. Lacrimi de dor, de neputință. Oare am putea da timpul înapoi? Oare am putea călători în timp? Eu aș alege doar o singură zi. O zi de vară ploioasă în care în sfârșit miracolul s-a întâmplat. Am cunoscut personal sufletul meu pereche, flacăra mea geamănă. O emoție
nedescrisă din partea amândurora. Tremuram de emoție. Îl strângeam în brațe și nu puteam crede ochilor. Visul meu, ruga mea, s-au transformat în realitate. Atunci, inima mea a știut că Dumnezeu există fără îndoială. Am siguranța că totul vine de sus. Este mai presus de tot ce este uman. Forța pe care El mi-a dat-o pentru a înfrunta obstacolele care s-au uivit după. Încă am viață și pot continua a iubi cu aceeași pasiune și dedicație. Știu că Dumnezeu mi-a dat forța necesară pentru a ierta. M-a menținut în picioare și încă mai pot lupta pentru ce iubesc. Pentru că nu mi-am pierdut speranța și încă mai cred și mai sper că El mă va ajuta în continuare. Dar voi reveni la acea zi din viața mea, una dintre cele mai fericite. Ca printr-o minune, ne-am întâlnit și ne-am îmbrățișat. A pus capul pe pieptul meu. Am avut sentimentul că îl cunoșteam din veșnicii. Și mi se părea atât de familiar. Ce senzație plăcută, ce liniște sufletească! Este ca și când două jumătăți se regăsesc și devin un întreg, un singur trup. O persoană care își înalță sufletul. Ești conștient că nimeni nu a mai fost și nu va mai fi ca el. Iubești cu pasiune. Dragostea ta este un boboc de trandafir care se deschide petală cu petală la atingerea lui. O combinație perfectă între un nebun și o romantică. Sufletul meu plutea de fericirea pe care el a reușit să mi-o aducă.